Salutare tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Se apropie sezonul regulat de final, mai e un singur meci, dar e un meci important, un meci care decide, mă rog, mai sunt câteva meciuri, dar mai e un meci important care decide ultimul loc de play-off, meciul dintre Sepsi și FCU Craiova, un meci care a fost terminat de arbitru Chivulete, însă un meci care va fi rejucat la decizia comisiilor Federației Române de Fotbal. Aseară, ambele echipe au pierdut, Sepsi și FCU Craiova. Putea să se termine această dilemă legată de ultimul loc de play-off dacă FCU Craiova ar fi câștigat la Hermannstadt, a pierdut însă cu 1-0. Interesant este că Hermannstadt, fără depunctarea de 9 puncte, ar fi putut fi în momentul ăsta pe ultimul loc de play-off, pe locul 6 de play-off, însă echipa a fost depunctată din cauza datoriilor și, deși sportiv pe teren a obținut un număr de puncte care ar fi plasat în momentul ăsta pe loc de play-off, nu e pe loc de play-off. O să discutăm despre finalul ăsta de sezon regulat, CFR Clujul, Cluj e derbiul din această seară. CFR trebuie să se apropie sau vrea să se apropie de liderul Farul înainte de înjumătățirea punctelor. Însă în dimineața asta stăm de vorbă un pic despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă la FCSB, un club care a fost așa într-o perioadă de convulsii interne după ce Leo Strizo, antrenorul cu licență instalat de George Becali la finalul anului trecut, și-a anunțat plecarea din club. Au fost mai multe replici tensionate între Leo Strizo și Meme Stoica, managerul general al clubului FCSB. În dimineața asta, Leo Strizu este în studioul GSP Live. Îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună dimineața, domnule Strizu. Bună dimineața. Ce faceți? Cum sunteți? Liniștit? Sau după toate schimburile astea de replici, mai spuneați dumneavoastră ceva? Mai ieșea și el, mai spunea ceva? Destul de ascuțit totul așa a fost în ultimele două săptămâni. Da, îmi pare rău că s-a ajuns la un final așa de descustător, dar atâta timp cât nu ești bărbat așa și nu spui lucrurile în față celui care trebuie să-i le spui, poate că am luat această hotărâre în care să fac să înțeleagă lumea două caractere, două comportamente. Nu prea ești oamenii care pleacă de acolo, nu prea ești să vorbească. Adică, cred că sunteți printre puținii care au ieșit după ce au plecat din club să vorbească, să spună lucruri în neregulă cu niște oameni din club. Nu știu dacă sau câți și-au dat demisia sau câți au plecat, nu mă interesează lucrul ăsta. Eu dacă am ceva, am doar cu o singură persoană. Eu nu implic niciodată patronul, echipa, ceilalți oameni care fac parte din, sunt angajați ai clubului. Eu am avut o relație bună cu toată lumea. Că s-a întâmplat să am aceste discuții care, nu știu dacă ne fac bine sau ne fac rău, dar cu Stoica, nu am plecat de la o bună prietenie și am ajuns aici. Nu știu care pe care a ajutat. Și eu și el ne-am ajutat reciproc, dar am spus, dacă ești băiat, dacă ești bărbat, ieși în față sau vino să discutăm, Leo, am să spun ceva. Și atunci nu se mai ajunge nicăieri, pentru că ați deschis subiectul de mine. Da. Eu știam că Mihai Stoica nu mă vrea. Mihai Stoica a contribuit să mă reîntorc la Steaua. Ah, ok. Când asta? Bun. În 2002? 2001, parcă la jumătatea anului, ceva de genul ăsta. Într-adevăr. 2021. Da. 2021. Într-adevăr, el a discutat și cu Gigi și eu când spun lucruri, când spun ceva, eu spun adevărul, nu vreau să cam contribui. Nu! 100% Mihai Stoica a contribuit decisiv să mă reîntorc. Pot să vă întreb ceva? Și fără să vă supărați pe mine? De ce ați acceptat să vă întoarceți? O să vă citesc ceva ce spuneați în 2008, adică acum 15 ani. Spuneți așa: Mihai Stoica este bolnav. Eram prieteni buni, așa a intrat în anturajul lui Tea Sponte. El l-a propus pe Meme la Steaua, chiar într-un moment în care Marius Stan trebuia să... Ați povestit chestia asta și în ultima săptămână și spuneați așa: Meme lura pe pițurcă și
că Pițurcă nu-l lăsa la echipă, pe Pițurcă nu-l interesa decât fotbalul, stătea și câte 12 ore la stadion și nu accepta să bage cineva în treaba lui. Ori lui Meme nu-i convenea asta și atunci a început să lucreze. Nu i-a putut face prea multe, deoarece Pițurcă își vedea de ale lui, nu-l interesa ce face X și Y. Voia să scape și de mine și de Tea, adică de cei care îl propuseseră lui Gigi. După ce a plecat Piții, a început să-i spună patronului că Pițurcă are spion la echipă, că eu îi torn tot și multe alte chestii. A vrut să mă dea afară, dar nu a fost de acord Gigi. Eu am recunoscut că mai vorbeam cu Pițurcă pentru că vorbeam de fotbal, dar lui Meme nu-i convenea. El voia să nu mai audă numele lui Pițurcă, n-are mamă, n-are tată. Mi se pare foarte grav ce a spus atunci. Și după 14 ani, deși erați convins că omul e duplicitar, ați acceptat să veniți. Ce v-a convins să vă întoarceți? Ce v-a determinat? Eu știu să iert. Ok. Știu să iert. Și, de fapt, toată lumea greșește. Toți greșește. Ok, corect. Dar în momentul în care eu cu MMO am avut, cu Stoica, am avut o relație extraordinară în perioada când am lucrat la Galați împreună. Eu întotdeauna l-am luat pe MMU ăla de la Galați, în acea perioadă în care am făcut multe împreună. Mm-hmm. Pentru că poate și prea, am greșit. Poate prea multe din ce citesc, din ce ați declarat zilele trecute. Și eu am greșit. Dar niciodată n-am fost răzbunător. Sau mi-a făcut rău cineva. După o perioadă de timp, că țin foarte puțin cont și mă feresc, dar totuși iert. În momentul când ne-am întâlnit în 2021 și am stat de vorbă mai mult și ne-am povestit. Dumneavoastră a trecut printr-o dramă în familie cu fratele dumneavoastră, el a trecut mai printr-o perioadă, o problemă și cu el, fica, și da. El, și da. Și atunci am spus că eu în prima fază iau lucrurile așa cum mi le spune, mi l-a spus el. Da. Ce v-a spus? Că vă întoarceți? Să trecem peste asta, să devenim. El a venit cu inițiativa să vă... Întâlnindu-te la meciul unde am fost și eu, ne-am îmbrățișat, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic între noi. Haide să uităm, vrei să lucrăm împreună, am nevoie de un antrenor la echipa a doua, tu ești mai exigent, să nu coboare, când coboară jucătorii de la echipa mare, vreau să-i ții sub presiune. În fine, da. Vreau să lucrăm împreună. Bun. Ne-am întâlnit parcă și a doua, și a treia, și a zis, o să vin să bem o cafea, să vorbim. Să termină meciul, pleci cu echipa, asta ce cât puteai să vorbești în timpul meciului, dar trebuia să fii atent și la joc. Și atunci ne-am întâlnit a doua sau a treia zi, am băut o cafea și am început să povestim. A rămas ca amândoi uităm, amândoi avem o vârstă și poate, da. Vom face împreună, nu chiar așa de multe câte am făcut, dar acea prietenie bună poate se poate reîncepe. Poate se resudează. Da, okay. Resudează. Da. Astea au fost discuțiile care le-am avut cu el. Eu am crezut. Totul a fost bine. Foarte bine. Frumos. Da? În care, bineînțeles, o ciorbă reîncălzită nu mai are gustul de de prima dată. Și atunci eu nu ne evitam, dar eu aveam problemele cu echipa a doua. Da. El era la echipa mare. Nu avea nicio tangență, adică nu venea să spună, domnule, hai să facem mai. Nu, doar aveam discuții înaintea jocurilor în care coborau jucătorii de la echipa mare. Ok, când veneau jucătorii de la echipa mare. Da. Vezi că o să scoboare X, Y și așa mai departe. N-am avut absolut chiar nicio problemă. Din contră,
Nici n-am mai discutat o perioadă pentru că Vasi... Giambazi. Da. A preluat echipa Mangalia și atunci a zis, haide, vină cu mine ca să vedem ce putem să facem acolo. Și cam astea au fost toate discuțiile. Ok. Și noi în eu... A venit momentul în care Gigi s-a hotărât să, după plecarea lui Dică, să numească antrenor. S-a întâmplat să mă numească pe mine. Cum v-a sunat pe dumneavoastră? Adică cum s-a ajuns la dumneavoastră? Eu eram în cadrul clubului. Da? Tăia erau la o discuție cu Gigi, okay. Da? Și în care se căuta antrenor. Gigi primea tot felul de telefoane. Și tăia, ce tot cauți antrenor cu licență? Nu l-ai pe Leon Club? Și asta a fost discuția. Okay. A acceptat-o. Știți cumva Mihai Stoica a fost la discuția asta? Adică nu știu dacă a fost la discuție. Dacă aveți vreo informație că s-ar fi opus în venirii dumneavoastră. Nu știți asta. Nu. A. De opus el nu m-a vrut niciodată. A, ok, deci a spus că nu. El a spus lui Gigi. Da. Niciodată nu m-a vrut. Nici când m-au anunțat. Eu știam că voi fi pus. Pentru că v-a spus, te-a spus. Da. Dar nu a avut nicio discuție cu mine, Mihai. Pe mine asta m-a deranjat de-a timp. Pentru că în ultima parte sau când a ieșit el în presă, a spus, domnule, eu nu l-am vrut niciodată pe Strizu. Da. Mi se părea normal. Adică dacă tot am început o colaborare, putea să vină să-mi spună bă, Leo. Sau putea să îmi facă o intrare către echipă, pentru că eu m-am prezentat, am fost primul meci la Botoșani, a fost acel meci restanță. Da. Și eu marți m-am dus la echipa mare. Miercuri a trebuit să plecăm la Botoșani, joi era joc. V-ați simțit un pic straniu venind la echipă? Adică ați fi vrut să vă introducă, să vină cu dumneavoastră, domnule, el e nou antrenor? Mie, eu cred că așa era normal să procedeze. Singurul care, miercuri, da? M-am prezentat la echipă, da? Și doar Pintili, înaintea antrenamentului, m-a prezentat. Ok. Da. N-aș fi procedat așa. Ori, nu știu, cel mai mare dușman al meu, nu aș fi procedat așa dacă eram în poziția lui Stoica. Bun. Nu trecu cu vederea. Ce m-a rost pe mine și ce m-a deranjat a fost faptul că cât am făcut noi și cât am vorbit noi și o putea să vină să-mi spună de la început. Băleu. Eu nu sunt de acord să vii la echipa mare, să lucrăm împreună. Sunt de acord să fii în cadrul clubului, să fie o distanță între noi, dar tu să-ți vezi de treaba ta acolo, iar nu trebuie să vii să te apropii sau să faci parte din stafful echipei mari. Eu aici m-am impus. Eu aici am... Nu știu ce perioadă de timp i-a luat casă. Poate să controleze absolut tot. Controlează absolut tot? Tot ce e în bază, tot ce e echipa mare, controlează el. Deci, putea să-mi spună lucrurile astea. Pentru că eu l-am pus pe Pinti, Pinti e omul meu, toată lumea nu comentează absolut nimic. Eu sunt șeful. Da. Acum, și această funcție de șef, poți să o discuți. O, vreau să intru iarăși în alte amănunte, pentru că nu și-au rost. Poate, dacă, în general, vedem ce se întâmplă. Eu l-am văzut, pe mine m-a și mirat și am și scris la momentul respectiv, l-am văzut la un meci la Ovidiu, era cu telefonul la pauză și primea mesaje și la un moment dat a aruncat telefonul nervos și a spus ceva cuiva din spate care s-a ridicat, s-a dus jos, nu era ține dumneavoastră venit la club, se întâmpla anul trecut, la început. Adică părea un tip absolut copleșit de influența finanțatorului.
pare că se descarcă așa, influența finanțatorului asupra lui, după care el vine și descarcă tot asupra echipei. Da, acum... Bun. Am spus că și funcția care o are, chiar nu mă interesează, chiar nu mă interesează cum și-o desfășoară. Bineînțeles că știu, dar nu am zis. Și atunci putea să-mi spună clar, măi, rău. Vrei să mă înțelegi bine? Nu vrei să mă înțelegi iarăși bine? Nu vreau să ajungem să ne certăm? Acceptă ideea asta. Da. Te-a pus Gigi. Hai să stabilim, să-ți faci un program în care nu te vreau aproape de echipă. Uh-huh. El nu poate, eu știam, el nu poate să-mi spună mie ce le spun celorlalți. Eu nu pot să las capul în jos când el are ceva de spus și să nu obiectez. El știe că mă contrazic, mai ales dacă am dreptate. Vorbim de pur fotbalistic, da. De jucător, de echipă, de și așa mai departe. Ce părere avem fiecare. Îmi dăm seama că în orice grup din echipă, făcând parte și el și eu, el intrând într-un subiect în care de fotbal, nu poate să aibă dreptate în fața unor antrenori care au jucat fotbal, nu știu, jucătorii, pentru că totuși să intri în fenomen, să continui, înveți. Dar e greu să te contrazici cu unul care a trecut pe un fenomen. Uh-huh. E foarte greu, pentru că știe despre ce este vorba. Mai ales cu... Am avut discuții contradictorii. De față cu echipa sau doar dumneavoastră față în față? Nu, față în față nu prea am avut. Dar cum? În ce cadru? De exemplu, am stat cu antrenorii, stăteam cu antrenorii și... Pintilii și secunzii, ok? Și la cu o cafea, și cu la o cafea și discutam da. Subiecte din fotbal. Da. La un moment dat au fost după meciul de la Botoșani din cupă, au fost păreri despre anumiți jucători din centru, da. De la echipa Under 18, care au evoluat. El avea o părere, ceilalți nu aveau nicio părere. Așa. Da? Era și Pintilie acolo, printre cei fără părere? Sau? Da. Și analizam unul sau doi jucători, dar numai, nu știu despre care cine. Care veniseră la echipa mare? Nu. Nu veniseră. Sunt de perspectivă. Ah, okay. Da, sunt de perspectivă. Vorbeam de calități. Uh-huh. Ca valoarea lor fotbalistică. Bun. Dacă sunt inteligenți tactic, dacă au forță, dacă au viteză, dacă ne dădeam cu părerea, poate să ajungă, poate să facă pasul, nu poate să uh-huh. facă pasul. Și bineînțeles că el cu oricine vorbește și nu este de acord cu el, ce mă, te pricepi tu la fotbal? Cu mine nu putea să facă lucrul ăsta. Nu v-a spus asta. Nu, cu mine nu putea să facă lucrul. A, mi-a zis. A, deci v-a zis, da. Mă confunzi? Vorbim de probleme de copii și juniori sau de fotbaliști în care, lângă că am jucat fotbal, am mai debutat vreo 20 ceva de jucătorii, am dus la divizia. Am avut o viață în care am lucrat cu ei, am trăit cu ei, le știu. Înțeleg fenomenul. Și lucrurile astea pe el îl deranjează, pentru că ceea ce a creat el, această funcționare a clubului, ceea ce se întâmplă la bază, vorbesc de baza din Berceni, da. Având unul ca Strizu, îi știrbește din personalitate, îi știrbește din poziția care și-a creat-o. Și nu dă bine. Nu dă bine. El e singurul care comunică cu Gigi. Singurul? Pentru că s-a vorbit de-a lungul timpului că vorbește și cu jucători, și cu oameni din staff. Nu. Eu vreau să Gigi sună pe oricine. Pe oricine. Gigi sună pe oricine. Vă suna pe dumneavoastră? Nu. Nu v-a sunat niciodată? Nu. Ok. Interesant, pentru că dumneavoastră erați la un moment dat într-un cerc foarte apropiat de el pe vremuri. Da, nu.
probleme, ce se întâmplă la echipă, așa mai departe, el îi comunică doar mie, doar Stoica. Cu gradul lui de subiectivitate, mă gândesc, în relatare. Cum vrea el. Aha. Cum vrea el. El și dezbracă și îmbracă ceea ce îi comunică logici. Ok. Și atunci el putea să vină și să-mi spună, bă, ăsta ești tu, nu e loc pentru amândoi. Chiar dacă tu nu ai responsabilitate, dar totuși prezența ta nu îmi face bine mie. Mm-hmm. Atunci înțelegeam foarte bine situația. Cu mine când discuți, așa în termen mai golănești, o șmecherie, o înțeleg. Da. Mai e șmecheria lui. Și-a creat el. Bună rea. El beneficiază din ea. Și atunci spuneam, cu orice risc. Ori mergeam în continuare. Cum nu i-am spus lupiții ce l-așteaptă. Nu i-ați spus niciodată? Da. Și știați ce l-așteaptă. Dacă trebuia să facem, să facem împreună. Cum Mihai Stoica? Da. Adică am mai spus-o odată de 10. Nu știu asta, la Strădave Bițurcă pentru Mihai Stoica. Nu, eu nu știu povestea, n-am găsit nimic și nu mi-a... L-am trădat pe Pițurcă sub formă... Cum să-l trădesc pe Pițurcă? Pentru că eram într-o poziție în care am contribuit, nu știu cât la sută, mult la sută, să-l aduc pe Stoica, la Steaua. Mihai Stoica. Păi de el vorbim. Da. La 6-7 luni, ce făceam? Îi pregăteam debarcare? Mă lup să-l aduc. Da. M-a rezistat vreo 4-5 luni, ne-am întâlnit, ne întâlneam zilnic, el era la birou, eu eram cu Pițurcă în partea cealaltă la fotbal, la fotbaliști. Ne întâlneam zilnic. 4-5 luni, nu știu ce perioadă a fost, m-a zis, bă, nene, nu-i locul meu aici, eu vreau mai mult. Nu se putea. Nu se putea. Într-adevăr, nu avea putere. Să ia decizii și așa mai departe. Așa. Nu o puteai să faci peste piții niciodată. Okay. Era... Hai să-l detronăm. Și... În perioada asta eram cu piții non-stop. Nu știu, ne-am apropiat foarte mult. Toate că piții, știți, foarte greu te apropii de piții. Greu. Nu a fost o chimie bună, frumoasă. Și atunci, îmi spun, nu mă bag. Știu ce ai în cap, ce vrei. Nu mă bag. Cam mi-am însărut filmul, da. Nu puteam să... Cum eu am avut 2 ani, 3 ani de zile foarte frumoși. Am garantat, dacă pot să spun așa ceva, venirea lui la Steaua. Uh-huh. Cu piții am avut 3 luni, 5 luni, 7 luni, într-adevăr. Dar cumva nu puteam... l-ați ajuta pe Stoica în demersul lui? Nu știu, să-i spuneți ce făcea Pițurcă, ce spunea despre el, despre Gigi, despre chestii. Adică au fost informații pe care credeți că el le-a folosit de la dumneavoastră să-l... Da, păi altfel cum să... ca să debarci un om, să-ți faci loc. A, cum? Deci ce trebuie? Să taci din gură? Sau ce să faci? Să taci din gură, okay. Și... Da. Și doar dacă vine un vânt puternic, îl dă la o parte, pe cine vrei să dărâm tu? Nu, în fine. Și nu m-am băgat. Dar dacă îi spuneam lui Piții, așa. Mă vezi că ăsta a început să... Te lucreze. De afară om. Gigi. Piții avea cea mai mare putere, okay. Încă nu luase Gigi clubul. Ah, ok. Și atunci... Îi făceam rău lui Stoica. Un bun prieten, îi făceam rău lui. Era ca naiba situația. Și? Ăsta nu-i spune ce vrea ăla. Lui ăla îi spunea totuși ceva din ce spunea ăsta.
Nu îi spuneam, pentru că nu discutam de piții cu meme-ul. Nu discutam. Dar eram undeva pus la mijloc. Adică eu puteam să-i pierd pe amândoi. Eu să-i pierd. Greu renunț eu la prietenii. Dar, că bineînțeles, dacă îi spuneam lui Pițurcă, Pițurcă a doua zi sau în ziua aia, vorbea și spunea, bă, da, dă-i drumul. Uh-huh. Bine, erau discuții. De unde ești? De la Leo. Da. Și atunci, dacă tot revenim aici, la FCSB, dacă îmi spunea, bă, știu ce înseamnă să muncești, că e psihică, e fizică, e o muncă grea să poți să ajungi, indiferent în ce mijloace. Și înțelegeam ceea ce a creat el la Steaua, ca să îi fie bine, să aibă 100% control, să poată să dirigeze orice. Și spune, bă, uite ce face. Nu vin deloc. Nu vin deloc. Vin doar la conferință. Vin la meciuri. Eu mă văd de ale mele în club. Și mergem până la sfârșitul campionatului. Erau, nu știu, 16-17 etape, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Sau mai am o variantă în care îi spun lui Teia și lui Gigi, nu sunt eu, găseam eu un motiv, mă, nu sunt eu de funcția asta. Așa. Eu poate vreau, mă mulțumesc, să iau eu decizii, să controlez eu echipa, să-mi controlez eu jucătorii. Nu sunt. Și mă dădeam la o parte. Și erau două variante în care el rămâne acolo dacă vorbeam. Da. Una din ele puteam să o aleg. Pentru că eu, întotdeauna, când nu mi-a convenit ceva, indiferent unde am fost jucător, ați vorbit. Am vorbit, ne-am luat la revedere și am plecat. Dar aici ați acceptat totuși poziția de a... Am acceptat o poziție oribilă, da? De ce? Și atunci, pentru că era la mijloc, în primul și în primul rând, acest prieten care m-a ajutat foarte mult, aveam o relație, Teia, în care dacă Teia nu mă propunea, poate că nu acceptam. Uh-huh. Okay. Poate că nu acceptam. Dar atâta timp omul a fost deschis și mi-a vrut binele. El nu știa în ce mă bag. V-a vrut binele și v-a făcut un rău. Da, dar știți cum e, din afară se vede frumos, e strizul, e antrenor, da, e aia, e da, foarte frumos. Ce în interior e greu, e insuportabil. Și atunci, în mod sigur, dacă nu era Teia, nu era la mijloc, not acceptam, da, dar plecam a doua etapă. Plecam a doua etapă. Și atunci, dacă n-a avut discuțiile astea cu mine, meme, da, eu oricum am simțit-o, pentru că sunt trecut prin viață. Și am văzut. Știam despre ce e vorba. Știam că se ferește. Știam și așa mai departe. Dacă știam și vorbeam de la început, poate că nu mai treceam și făceam greșelile care le-am făcut pe la conferințe și pe la flash-uri. Pentru că... El asta v-a reproșat, imaginea, că ați afectat imaginea clubului. Bă, dau un racu de imagine, că, Doamne, iartă-mă, că suntem... Păi la ce imagine am făcuse el, pe unde am umblat noi? La ce imagine a făcut el când l-a bătut pe suporterul ăla? Erați în club când s-a întâmplat? Păi. Și care? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, că nu vorbim. O să vorbim altă dată. Și atunci ducem acum despre situația asta. Și atunci poate
N-am fost niciodată un bun orator. Să vă spun drept, nici nu cochetam foarte mult cu presa. Chiar când eram în activitate, mai ales la Brașov. Îmi ruga foarte mult și aveam o relație foarte bună cu Neo Ovidiu, deveneam la emisiuni. Chiar și când aveam foarte multe reușite, și după hat-trick, și după am dat și 4 goluri, nu am fost eu omul care să apar în prim plan. Eu îmi făceam treburile mele, vedeam de ale mele, dar nu am optat niciodată să fiu în față sau să... Acum ați fost obligat să fiți în față. Erați omul care era cumva scos la înaintare. Este aua. V-a spus cineva ceva după vreo una din conferințele astea de presă? Da. Leo, da. Haide să nu mai vorbești. Hai să nu... Nu mi-au zis. Mi-au reproșat. V-au reproșat. Da, nu din cadrul clubului. Nu din cadrul clubului. Nu. Din cadrul clubului nimeni nu v-a zis nimic? Nu. Dacă nu era normal dacă avea o problemă cu chestia asta să vină să... Dar poate și atunci, dacă aveam o discuție cu el de la început, da, mi era foarte ușor să nu mai complic eu situația pe la interviuri și pe la flash-uri, să vezi, Doamne, să mă bag eu până trebuia schimbări. Să cele mergeam la conferință frumos, echipa a jucat extraordinar, băieții sunt minunați. Am câștigat. Asta cu 3 puncte, că v-am văzut. Da. 3 puncte, 3 noi ne dorim 3 puncte. La un moment dat trebuia să... Nu mai aveam ce să spune, sincer. Nu că nu aveam, nu voiam să mai spun. Da, se vedea ciudat din afară, vă spun sincer. Se vedea ciudat din afară în momentul în care intri, reprezinți clubul, mai ales la televiziune, mai ales. Și tu nu participi la antrenamente, nu participi deloc, la ședințe. Deloc, niciodată. Deloc. Nu participi. La ședințe nimic? La nimic, absolut nimic. Dar vreo influență la vreo schimbare ați avut vreodată? Nu știu, să se întoarcă Pintilii să zică... Păi cine are influență la schimbări? Pintilii. Bun. Spuneți-mi. Ori vrei să mă iei la mișto? Doamne ferește, cum să vă iei la mișto? Departe de mine gândul. Are cineva influență la schimbări? Nu știu, am făcut prostia în primul meci și am zis, noi am făcut schimbările și așa mai departe. A intrat Gigi peste mine, îl întrebați pe Strizu și pe Pinti de schimbări și de asta. Da, mai am un singur lucru să vă întreb, să-mi povestiți dacă sunteți, că sunteți simpatic. Cum vin schimbările pe bani? Nu. Cum ajung pe bani? Vorbim de MMU, nu. Vorbim de MMU. Se face prin el sau nu prin el schimbarea? Adică el are vreun rol în a transmite schimbările? Că a spus la un moment dat că el vine cu lotul. Da, astea sunt atribuțiile lui. Să vină cu lotul. Astea sunt atribuțiile lui. Bun, și atunci nici nu mai mă făceam de râs. V-am zis, mi le asum. Uh-huh. Am fost stâmpit, asta e. Ok. Asta e. Da. Urmăream și eu emisiunile. Vorbește Strizul, da, urmăream și eu emisiunile. Vorbește Strizul de echipă, de aia, de aia, când el nu participă. Ne participând la tot ce se întâmplă la echipă, nici nu puteam să inventez. Că dai niște indicații generale, urcă, coboară, strânge și așa mai departe, poate să le dea oricine. Da. Da? Și atunci eu mă limitam, pentru că la un moment dat și televiziunea în realitate. Bă, nu mi-a dat pe la cum nu ne spune nimic. Cred că Naum a zis, vrem pe Pintilii, nu-l mai vrem pe Strizul. Nu-l mai da. Da. Nu mai știu dacă el, să mă ierte Radu, dacă... Dar cineva a zis, nu mai vrem pe ăla, vrem pe Pintilii. Am dreptate, are dreptate lumea. Da. Și atunci, dacă îmi spuneam ceea ce am văzut și ce a arătat echipa, părțile negative dintr-un joc, da? Că pot să am viziunea să pot să știu când se joacă bine și când se joacă prost. Și mai departe. Sau momente bune, momente proaste din meci. Vă dați seama că deranjeam. Mă deranjeam. Eu nu puteam să folosesc cuvântul eu, pronumele eu. Dacă eu spuneam, eu am luat decizia asta, eu am contribuit, vă dați seama că nebunea stoică. Da. El!
Nici pe numele noi nu-l aveam voie. Care noi? Unde te situezi tu? Tu? Și atunci... El știa. El știe foarte bine, el simțea foarte bine. Stând de vorbă cu antrenorii, stând de vorbă cu jucătorii, nu la ședință. Întâlnindu-le cu totul, da, după antrenament, blaca, o cafea și așa mai departe. El știa foarte bine că eu îmi spun punctul de vedere. Și la antrenor la fel. Și la antrenor la fel. Eu n-am înțeles niciodată și nu o să înțeleg niciodată să... Un antrenor, mă repet, da, e ceva, da, mă depășește. Plecam la meci, din bază. Și ultimul care a venit, dar nu venise, era Stoica. Și l-am întrebat pe cineva care stă lângă mine. N-aș vrea să... Okay. Dacă dau nume și okay, nume, din, nume, nume, da, din FCSB... Se descarcă asupra lor după aia. A. Ok, bun. Și atunci l-am întrebat. Nu vine. Se duce direct la stadion. El merge cu autocarul cu echipa? Și. Așa. Ce te rog eu frumos, Nealeu. Nu îi zice absolut nimic. Pentru că nu e în toane bune. Toată ziua a fost nervos. Așa. Adică bunăstarea echipei depindea de toanele managerului, să înțeleg. Și nu, bă, băieți. Păi dacă voi dimineața duceți și bateți la ușă și întrebați șeful, cum ești astăzi? Ca să știm și noi cum suntem. Să știm și noi cum ne comportăm. Păi ce faceți dacă două săptămâni are în toane proaste? Bă, da, ce faceți? Da. Vă dați seama că dacă întârzia și eu îi spune, ce faci, mă? Meciul a fost câștigat? Adică în toanele astea proaste sau câștigat? Ce meci a fost? Cred că a fost meciul cu Craiova. Meciul cu Craiova. Da. Okay. Și vă dați seama că eu îl taxez. Ceva nu stă echipa după tine sau ceva când de genul ăsta. L-ați înțepat când a venit? Nu mai vorbeam în ultimul timp, nici nu ne salutam, ne evitam. Dar ți-am avut o ceartă cu el, clară? Adică o chestie să spui, bă, după nu. Momentul ăsta ne-am certat și n-am mai vorbit? Dar nu era, că cearta a luat naștere de când m-a pus la echipa mare. Era okay. Tacită. Da, înțeleg. Și atunci, că poate fiecare putea să... Dar mai bine dacă ne certam. Ar fi fost mai bine. Mult mai bine dacă ne certam, pentru că și el își spunea oful și eu îmi spuneam oful. Și atunci era cel mai bine pentru amândoi. Vezi, eu știu să am puterea să nu mă cer cu tine sau să nu dau naștere la o ceartă, întorc spatele și plec. Da. Și gestul ăsta spune multe. Dar știu să mă și cer față în față cu tine sau, nu știu, să ajungem la alte durități. Și atunci, ca fotbalist erați. Și atunci... n-avea cum. N-avea cum să accepte să fiu eu aproape de echipă. Și ce vreau să vă întreb o chestie. Dacă poziția dumneavoastră a fost oribilă, dumneavoastră erați acolo de decor, nu e și el vinovat că a acceptat chestia asta? N-avea ce să-mi acceptat el. Ce putere are? Păi, da, atunci cum poți să vii să descarci chestia asta? Dom'le, nu, ia uitați-vă ce față are ăsta, ia uitați-vă ce face ăsta, ia uite că nu făcea aia. Cum poți să vii să spui chestiile astea în condițiile în care tu ai acceptat așa ceva, ca manager? Mă întreb, nu știu, la un club profesionist, cum se poate așa ceva? Ori ții cu el? Eu? Păi, nu, dar îmi pui niște întrebări, când știi foarte bine că... Doamne, nu țin cu el, știi că m-a acuzat că am vrut să-l țin în pușcărie când a scris despre cărțile foarte lui, bine, nu? Știi foarte bine rolul lui. Păi, sau v-am spus rolul lui care este la bază. În momentul când se depășește de bază, gata. A, deci gata. Doar în bază. E un fel de șeful bazei. Când iese din bază, e gata. Și atunci... Ok. Acceptă el, sau are el puterea să spună că
nu-i convine ceva ce spune Gigi. Dar are capacitatea totuși de a influența deciziile lui Becali. Ca cum? Cum ar fi? Spuneați la un moment dat că pe Zenga și pe Protasov i-a călărit. Ceea ce înseamnă că ai călărit pe într-un interviu, în interviul ăla. Spuneți, i-a călărit, Olăroiu nu i-a mers și cu, nu mai știu cine era, al patrulea antrenor. Cred că... Bine, nu, nu are rost să... Știu, nu, dar vreau să spun. Adică, faptul că el poate să discute cu jucători orice. Și să le inducă jucătorilor o stare despre un antrenor. Poate să facă chestia asta? Îl poate să facă orice. Credeți că jucătorii v-au respectat? Vreau să vă întreb dacă v-au respectat. Eu n-am avut absolut, dar puteți să întrebați pe oricine ce relație am avut cu ei în club. Eu, în prima fază, da? Veneam dimineața la 9, da? Mergeam la Pinti, ne beam cafeaua, așa. Da? Salutam staff-ul, da? Mergeam pe un vestiar pe la băieți, le dădeam bună dimineața și pe urmă plecam. Acasă? Nu acasă, rămâneam în bază. Nu intram în program, nu mă interesa program. În momentul când au apărut alte discuții. Alte discuții care? Nu știu acum, motivul lui, la un moment dat, a fost, domne, Strizu trebuie să înțeleagă că nu poate să fie antrenor la noi. Strizu vrea mai mult. Asta a fost motivul care a ieșit el în presă, vezi, Doamne. Da. Strizu nu a vrut niciodată mai mult. Ideea asta a preluat-o și Becali și cred că de la el. Mai, la cine? Mi-a zis că poate să antreneze. În fine, dar nu... Așa, nu în regulă, da. Și atunci, Strizu nu a vrut niciodată mai mult. Strizu, din a doua etapă, a înțeles despre ce e vorba. Dacă nu era tăia, în a doua etapă plecam. Da. Și atunci, nu știu, poate am greșit, v-am spus, am intervenit la două meciuri. Sau mi-a mai spus o părere pe banca de rezervă. Sau, nu știu, am mai vorbit unele lucruri cu Pinti. Și atunci, totul se află. Totul. La FCSB totul are urechi, nu? Totul ajung la mea. La Stoica. Ok. Și atunci, dacă ei au crezut sau el a crezut că eu îmi doresc mai mult, o să vină să spună. Că eu din tot ce spun de MMU și ce am spus, el a ieșit și a spus, domne, nu știe nimic. L-am adus la Steaua. Ce față are. Aia, da? E... Și parcă a zis că mi-arată compasiune. Da. Da. Bun. Prima și prima ieșire, domne, Strizu vroia mai mult. Da. Dacă vin și îmi spun, băi, am simțit că, nu știu, din antrenor cu licență vrei să fii antrenor secund. Bă, poate vrei să lucrezi pe Pintilii, pe Filip. Da. Poate vrei să ai calități mai bune decât Thomas pe partea fizică. Bineînțeles că Thomas face și o parte din partea tactică. Da, e o păcăleală asta. Da? E o păcăleală. Asta e... E o... De unde știți asta? Încă de la Snagov se vorbea despre chestia asta. Nu, ultima parte acum. La FCSB? Da, de unde știți? Din interiorul clubului. Da, din sursa aia care m-a făcut pe mine praf. Păi și care e sursa aia? Hai stoi ca să... Și... Păi, stați puțin că... Adică... Ce vreau să înțeleg, să nu înțeleg altceva decât trebuie să înțeleg din povestea asta. Da. Deci o sursă din club vrea să acrediteze ideea că Neubert face și tactic. Să mai știrbească omului din... Lui Pintilii sau lui Neubert? Că... Lui Neubert. Pentru că Neubert, vreau să vă spun ceva, e cel mai bun preparator fizic din țară. Poate deranjez, poate se supără alții. Din punctul meu de vedere... Okay. Este cel mai bun preparator. Păi și asta ar trebui să fie super pe gust lui Mihai Stoica, care are cel mai bun preparator fizic din țară. Robert își vede de treabă. Robert nu stă, nu se bagă în discuții, e profesionist. Neamțul e neamț. Nu. Atât.
îl stimez și am așa. De fapt, v-am spus, toți de la Steaua sunt așa. Toți de la Steaua așa. Încă poate lui Norbert. Când te bagi în discuții cu el, pe partea care o știe, vezi că îți dă peste nas. Încep să înțeleg ce vrei să spuneți. Vezi că îți dă peste nas, omule. Adică poate să deranjeze dacă tu crezi că le știi pe toate și Norbert îți explică ceva. Asta vrei să spuneți. Ați asistat la ceva de genul ăsta sau ați auzit? Gestul ăsta cu mâna, așa e... Dar nu, eu poate mi-am intrat în reflex, dar n-aș vrea să le dezvoltăm și știți foarte bine că așa se întâmplă. Deci îl deranjează un pic și noi, Bert, asta înțeleg. Dacă nu îl deranjeam, bine, poate e cu semnul întrebării sursa. Ok. Poate e cu semnul întrebării sursa. Și nu e el. Dar eu bam mâna foc că e el. Ok. Sar de la una la alta, că am doi prieteni avocați buni pe civil. Da. Bă, zice, am strâns prieteni buni. Da. Bă, zice, avem material complet. Calomnie. Da. Haide să, lasă-ne pe noi. Să ne ocupăm de... Stoica. Nu de Stoica, că nu Stoica e baza. De... De cine? Zi-mă, de Udrea. Ce conduce Udrea? Care Udrea? De la Gazeta. Păi redactorul șef adjunct al Gazetei. Așa. Păi el cu cine face meme-ul? Cu cine, cine lucrează? Eu nu cred asta. Nu credeți. În fine. Nu cred că au nicio relație asta. De la Gazeta. Hai, bă, lasă-ne să dăm noi. Bă, nu vii. Noi acționăm în judecată pe Gazeta. Pentru să... Nu o să ne spună niciodată sursa. Bătea ca la mine. Este interzis să spui sursa. Bun. Pentru un ziarist care se respectă, nu există să dezvălui sursa. Bun. Și atunci, nu ne dau sursa, mergem și ne judecăm cu ei. Te-au denigrat, avem toate articolele și mai departe. Mă zic, lasă-mă, asta mai întreb acum, să mai intru, să mai mă cer și cu presa, puneam și eu foarte mulți prieteni, cunoștințe și mai departe. Dar, să revenim la ale noastre. Și atunci, veneam și beam cafeaua. Până mă duceam, făceam eu sală, ce mai făceam pe acolo, tenis. Poate că acele intervenții, unele discuții mai profunde cu Pinti, au deranjat. Și dacă atunci, erați doar noastră cu Pintilin, înseamnă că Pintilin spunea dacă... Nu. Erau mai mulți. Erau mai mulți cu Pinti, poate dacă... Ne întâlneam unul la unul, discutam, da, nu. Și la un moment dat, dacă au deranjat aceste discuții și venirea mea și la echipă pe perioada asta scurtă de cafea, s-a dus în vestiar la antrenor și le-a zis, bă, nu mai intrați în contact cu ăsta. Mai evitați-l. Mă vedeți că omul vorbește cu presa. Ok. Și atunci am zis, știți ceva? Bă, nu mai vin deloc. Asta s-a întâmplat acum, când ați plecat? Asta a fost chiar înainte sau? Nu. Acum, cred că... Anul trecut? Mai bine de o lună. Ok. Mai bine de o lună. Ați zis că nu mai veniți deloc. Nu mai m-am dus. Mă duceam doar la meciuri. Eram obligat să mă duc la deplasări cu echipa. Da. Cum era? Vă duceați la ora la care pleca echipa? Asta era tot? Veneați la bază la ora la care pleca echipa? În momentul în care erau deplasări, da, intram în programul echipei, okay, pentru că trebuia să avem deplasări la Cluj. Uh-huh, da? Uh-huh. În momentul în care jucam acasă, mergeam direct la stadion, de acasă, de la mine. Intrați în vestiar înainte de meci? Mai intram, mai nu intram, nu, dar nu stăteam la ședințe și la... Nu. Dar la final, când se termina meciul, intrați... Mergeam, eu îi felicitam pe băieți. Okay. Nu, din punctul ăsta de vedere, nu, dar doar atât. Și dacă am văzut că totul e ceea ce le-a spus antrenorilor... Să vă mai evite? Am stat și... Nu m-a deranjat faptul că să mă evite. Nu. Pentru că eu știu ce aveam de discutat și ce discutăm. Faptul că dau la... A exprimat că dă la presă. Dumneavoastră. Da. Păi eu până să-mi dau demisia,
Până să... La flash-ul, flash-ul de la meciul cu... Am dat demisia. Cu petrolul? Sau cu petrolul. Dacă îmi scoateți un articol în care a ieșit Strizu și a zis ceva, eu spun corect, sunt cel mai mare informator. Așa. Deci dacă scoateți un articol până, deci nici, la, nici în ziua în care mi-am dat demisia, până nu am terminat cu, cu demisia, cu semnată, să fie tot în regulă, eu niciodată nu am pomenit vreun nume. Totdeauna am spus, vreau să știu cine este acea sursă. Bine, lumea a bănuit. Știa mai... Dar eu nu am vorbit. Odată am răspuns la telefon, bine, am răspuns la telefon, i-am spus că nu vorbesc. În momentul în care, în ziua în care s-a plecat în cantonament și m-a sunat presa dimineața la 8. Nu știți unde sunteți. Dorm. Pe echipa pleacă. Știu. Nu vreau, nu mai vreau să comentez. Știu ce mă întrebați, nu comentez absolut nimic. Dar ce, de ce n-ați mai plecat? De ce n-ați vrut să mai plecați? Am pierdut avionul. Am întârziat la aeroport. Nu cred. Dar da. De ce? Ce s-a întâmplat? Povestiți, încă n-ați povestit. Ce se povestește? Adică puteați, în cantonament nu era nevoie deloc de dumneavoastră și ați simțit că nu sau vi s-a spus nu veni? I s-a terminat pagina cu numărul de jucători de... pentru cantonament. Nu mai era loc pe foaie. Nu mai era pe foaie. Și... mi-am dat demisia. Mi-am dat demisia. Eu știam cine e meu. Eu știu cine e meu. Chiar cred... Eu știu că știți. Asta trebuie, e să înțeleg... și eu... trebuie să mă înțelegeți. Trebuie să mă înțelegeți. Asta mă miră. Că știu că nu sunteți un tip naiv și cât de naiv ați fost să vă întoarceți. Eu asta, pe mine asta mă miră. Eu știu cum se ridica meu. Meu, în momentul în care meu s-a ridicat, că a avut cumva rezultate extraordinare. El spune că performanța europeană îi se datorează mult și lui, acel 2005-2006. Bun, la Galați a avut rezultate extraordinare. Echipa a supraviețuit, era într-o situație decentă, bun. Dar era și Marius Stan în club până la un moment. No, Marius Stan a fost la început. Până la un moment dat, așa. A fost la început. Eu vorbesc de perioada lui. A fost la Viceni, unde a câștigat echipa un titlu. Bun, și meritul lui Dan Petrescu, care mai e? Meritul lui Olăroiu, meritul lui Reghe. Au cine? Merite, bineînțeles că au merite, dar el este, sau cel puțin ce așa, este? Prezintă. El e normal să prezinte din spatele echipei. Vă uitați urât la mine, dar nu fac mișto, jur că nu fac mișto. Bun. Eu vă spun cum prezintă el. El e un tip care știe fotbal. Sau nu știe? Știe. Adică știe jucător, dacă îl întreb despre jucător. Atenție, bun, nu sunt pe bună cu el, să nu înțelegeți chestia asta, Doamne ferește. Să intrăm pe el știe fotbal. Da. Bun. El știe fotbal. Ce anume știe numele din fotbal? Știe jucătorii de la foarte multe cluburi, nu e doar... E foarte documentat. Da, e foarte documentat. E foarte documentat. Asta îți vorbește de club. Da. De jucător. Da. De antrenor. Da. E bun. Da. E enciclopedie. Da. Cum e enciclopedie? Este. Da. Da. Acum... Păi și credeți că putem să mergem la echipă să le spunem povești nemuritoare? Spuneți că miezul fotbalului e altul, nu să știi jucătorii de la... El poate să explice... E analist, da? La... Da. Da, e analist. Da. Da. Când v-a descompus ultima oară o fază spre analiză. Aplicam că e atac pozițional, că e contraatac, că așa. E... Când v-a povestit vreodată și a descompus? Nu știu, că nu l-am în emisiune și nu pot să... Bun. Că nu-l urmăresc. Pleacă mingea din punctul A și trece până punctul B, C și ajunge în D. Da. Mai degrabă pe zona de... Și atunci să intrăm în problemele pur fotbalistice. A avut viteză acțiunea. De ce s-a stopat la punctul C? Sau la punctul C până la următorul punct. I-a crescut
viteza. Execuția cu care colaborează punctul A, B și C. Când? Nu, asta recunosc că n-am, și n-am prea văzut cam mai pe nicăieri. Ilie vă, le spune... Ilie doar povestește ce vedem și noi la televizor, nu descompune. Da, nu. La Ilie vezi altceva. Ilie poate să spună că necesita să... jucătorul a folosit exteriorul și l-a folosit exteriorul ca simț pentru că el a simțit toate astea. Și Mihai Stoica mai joacă fotbal, mă rog, înțeleg că a jucat fotbal. Da, nu vă strâmbați că, atenție, nu sunt avocatul lui. Nu sunt avocatul lui. Nu! Eu v-am zis, e bun. Da. E un tip care reușește să se facă simpatic. Încă o chestie pe care am observat-o. Un tip care reușește să se facă agreabil în și cu jucătorii, cu oamenii din staff, probabil și cu Gigi Becali, probabil că glumițe, chestii, nu știu, asta n-am asistat la discuțiile dintre ei. Asta mai e o chestie. Dar eu n-am spus că mi-e un fraier sau un prost. În contră. Da. Eu din contră. Eu zic că mi-e un băiat deștept. Da. Păi el a plecat la luptă și a izbutit în fotbal în certuri. Păi el întotdeauna știu la cine să dea. Păi dacă alegea un mic președinte de club care să certe, nu era... Nu ieșea în evidență. Okay. El întotdeauna mă dau la șmecheri, mă apreciază lumea. El, certuri cu Mitica Dragomir, certuri cu Liță Dumitru. Chiar și cu Becali. Când certuri cu Gigi. Bine, au fost și cazuri în care a greșit persoana și a fost învălit. El. Borcea. Și... Cum a perceput lumea? Și cam în momentul când te pui cu el, da? Are victime și pe presă care s-au pus cu el. Are victime și pe presă care s-au pus cu el. S-au pus cu el și ce s-a întâmplat cu el? A terminat el în picioare emisiunea. Sau da, mă rog, în fine, da. Da. Transferuri. La transferuri mai e o chestie. Are ochi la jucători și transferurile făcute de Steaua în mandatele lui... Au fost mai mult bune decât proaste. Din cât la sută? Nu știu să vă spun. Dar sunt și câteva kicks-uri. Adică Elton, pe care și acum ar susține... M-a trecut... Eu nu v-am spus niciodată. Nu v-am spus niciodată. Da. Că meme-ul nu se pricepe la fotbal. Ok. Nu vă... Meme-ul e un prost. Nu, no, no, știu că n-a spus asta, da? Eu din contră am spus. Acum vi-l descompuneam eu pe el. Eu din contră am spus. Ce caracter are, uh-huh, și ce comportament are. De asta, da, am această mic război, dacă putem să-l spunem. Eu de asta, pentru că ce atribuții are el acum la Steaua, eu ca jucător la Brașov, atribuții, le-am avut mai mari ca el. Când erați atacat la Brașov? Când jucam la Brașov. Deci, funcția pe care o ocupă el acum, eu eram doar jucător, dar aveam și alte funcții. Că aveați influență la Nicolae? Nu, l-am prins noi pe Nicolae. Eu l-am prins pe o perioadă când am lucrat cu Enache, cu cine? Cu Romică, cu Pașcu. Pașcu. Păi, în vremea aceea se țineau protocoalele cu arbitri. La asta era bun la Galați, pentru că era peștele în portbagajul ziariștilor. Eu vă spun ce făceam eu. Ce făceam? La Brașov. Ce făceam? Eu mă ocupam, venea Romica și îmi spunea, ocupă-te de brigadă seara, eu îi țin până la 10, de la 10 ocupă-te de ei. La nou problem. Nu știu unde mergeam. Nu mergeau la nou problem. La nou problem se vedea, trebuia să mergeți în altă parte. Ca să erau și alte locații. Locuri. Așa. Controlam echipa. Sub ce formă controlam echipa? Știam că nu le dă bani. Eram toată ziua cu Romică. Știam că avem întârzieri de salarii. Mă vezi ce le spui, Romică? Că nu pot să le dau banii săptămâna asta. Băi, strângeam pe băi și spuneam, bă, așa. Meciurile care trebuia să le avem reciprocități. Așa. Du-te și vorbește și garantează. Erau probleme cu banii. Hai leu cu mine că nu mă primește domn director general. Toată săptămâna nu m-a primit de la
camioane. Camioane de acolo, da. Hai. Și multele. Ce transferuri se, ce transferuri, uite pe cine, pe cine să luăm și așa mai departe cu Romica. O singură dată nu m-a ascultat Romica și l-a curățat. Da? Și a pus un antrenor, bă, nu e bine. Uitați un merit pe care îl are MM Stoica, sau cel puțin îl susține el, că el nu s-a băgat în cooperativă când era conducător. Mi-am adus acum aminte. Nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez. De ce nu vreți să comentați? Nu vreau să comentez. Și ați lucrat la Galați împreună. Și atunci... Nu. Chiar nu s-a băgat. Credeți că nu s-a băgat? Păi au mai fost antrenori care au povestit. Mă rog, el i-a contestat. Nu. Dacă tot așa spun, știți că nu a fost implicat și nu a luat parte, da, la blaturi. La blaturi. Că am făcut și noi câte ceva ca să scăpăm echipa de la retrogradare, e cu totul altceva. Dar în perioada în care am fost eu, nu. Dar ce ați făcut ca să scăpați echipa de la retrogradare? Am muncit zi și noapte. Vreau să vă întreb o chestie. Că ne-am propus să discutăm despre multe lucruri și n-am vorbit despre nimic. Pentru că, da, eu deocamdată... Dar eu aș fi vrut să vorbim despre tot. Eu deocamdată n-avei cum, pentru că eu deocamdată... Sunteți prins aici. Nu sunt prins, nu. Pentru mine e o distracție. E o joacă. Vă amuzați când vă duceți? Familia ce zice de ce se întâmplă? Cum v-a privit în toată perioada asta? Tata, care a fost pentru mine numărul unu, m-a susținut în fotbal, el fiind și microbist și a jucat și el fotbal la nivel. Tata mi-a urmărit și a fost vanis aproape de când am făcut primii pași în fotbal până. Tata mi-a zis, nu vede. Mi-a folosit un cuvânt dur, da. Ce? Nu pot să-l spun. Puneți-l cu puncte. Nu. Hai, bă. El îl urmărește. A urmărit tot, de la cap coadă. Hai, nu văd. Nu mai ești tu Leo care ai fost. Așa v-a zis. Hai, sub o altă formă. Bă, nu mai ești tu. Bă, tu tot băiatul meu rămâi. Simpatică v-a zis asta. Da. Un pic dezamăgit de dumneavoastră. Dar... mai bine vină la țară, vină la mine. Avem ce să facem pe aici, bine, primăvară. Da. Avem grijă de curte. De săpat, curte, vie, da. Eu zic să pui stop, mi-a zis. Așa v-a zis. Și atunci, bine, eu oricum puneam stop. Pentru că prezența mea în momentul în care apare la televizor, le apar la televizor formațiile, apare jos, în stânga sau în dreapta. Leo Strizu. Apărea. Da. Cu cât avansam și ne apropiam de sfârșitul campionatului, aici fac o paranteză. Așa. Avem așa echipă bună avem. Eu de mult n-am văzut așa echipă bună. E bună echipa? Bună. Jucători foarte buni. Pare că îi mai lipsește ceva în apărare. Dar o apare un pic așa cu capul nori și... Eu vorbesc la modul general. Okay. Eu vorbesc la modul general. O așa echipă cu minte, o așa echipă, un asemenea caracter, bun simț, pe lângă că sunt și fotbaliști, eu credeți-mă că nu am întâlnit. Ți-e mai mare dragul ca antrenor să conduci un antrenament cu acești jucători. Ți-e mai mare dragul. Nu există, m-am zis, fost pe la toate echipe, nimeni nu are absolut nimic de comentat. Nici cu antrenorii, nici între ei.
Duc antrenamentul spre 100%. Sunt preocupați. Adevărat că sunt și jucători buni și pe partea fizică cu Norbert, am zis, e cel mai bun. Norbert te fugărește râzând. Orice face el, e numai bravo, e bine, așa băieți, e un dulce. Dar ei își dau seama că sunt lați după partea cu Norbert, când ajung în vestiar și se așează. E greu să te mai ridici. Da, dar cu CFR au zburdat. Și cu CFR-ul, și cu Rapidul. Ok, dar cu CFR s-a văzut. Sunt multe meciuri. Și atunci, de ce am zis că am făcut paranteză? Ați plecat de la tatăl dumneavoastră, care v-a spus că vă vedeți jos în Chienar, acolo, lângă echipă. A. Așa. Eu mă așteptam ca al meu. Da. În momentul în care... Acum era prea devreme să reacționeze. Nu-i convenea. Dar cu cât ne apropiam de sfârșit, poate ocupam și prima poziție. Așa. Vrei, nu vrei, se asocia performanța cu dumneavoastră. Vă dați seama ce... Cum ar fi fost? Echipa nu știu. Să se bată la titlu până în da. Ultima etapă cu dumneavoastră acolo, în Chienar. Eu vă dați seama că... Niciodată nu treceam eu în cap să spun, domnule, o să mă laud pe lași, pe unde mergem sau da. La orice întâlnire. Bă, ce am putut să fac cu echipa, ci datorită mie a câștigat cu CFR-ul sau... Da. Vai, nu știu dacă m-ați auzit. Nu v-am auzit. Nu știu dacă m-a... Nici cu prietenii n-am discutat. Știam care este adevărul, dar vă dați seama dacă cumva eu mă așteptam reacția lumea meu să înceapă undeva în play-off. Pe la jumătatea play-off-ului. Poate era târziu atunci. Aha. Și atunci eu nu credeam că poate să înceapă acum. Pentru că am zis, dacă, și m-aș bucura enorm să câștige campionatul Steaua. Pentru așa colectiv, echipă, tot ce înconjoară această echipă, m-aș bucura enorm. Dar poate în sistemul ăsta echipa să câștige, să facă vreo performanță în sistemul pe care l-ați descris, la bază, cu antrenorii poate controlați foarte bine de el. Se poate face performanță? Cu schimbările primite în plic, cu lotul dat de meme, se poate... O performanță se poate face. Eu nu cred că se poate face. Nu. Am greșit, nu performanță. Se poate câștiga campionatul. Nu cred. Nu sunt. Am mai spus într-o emisiune. Așa. Suferim. Avem câștig. Da. Să nu se supere celelalte echipe pe mine, pentru că eu am lucrat aici și am văzut. Ok. Ceea ce am văzut în ultima etapă, ultimul meci al lui Hagi, am rămas total surprins ce jucător poate să crească. Hagi cu Rapid, nu? Da. Farul Rapid. Mazilu. Fundașul stânga. Asta pare că tinerii lui Hagi în momentul ăsta sunt mult peste tinerii de la FCSB. Asta pare din afară. Sunt poate ca și formă. Da. Poate da. Ca și formă. Da. Dar acolo Hagi le face pe toate. Da. Și se pricepe. Și aici e un om care le face pe toate. Nu, stați liniștiți că știu la cine bateți. Da, nu le face pe toate. Nu. Nu ți-a interzis niciodată sau nu s-a băgat niciodată ceea ce se întâmplă în bază. Vorbesc de echipă, de antrenamente. Niciodată. Eu v-am spus, modul în care este acea presiune în bază, dacă mie îmi spune, eu când dau câte ceva, dau cu bătaie când spun câte ceva. Deci trebuie să fiu atent. Deci în momentul când v-am spus că ce mi-a zis acea persoană, vezi, nu-l contrapă șeful că... E în zone proaste. Da? Vedeți că și ceilalți care sunt în autocar, în spate, jucătorii simt. Normal. E semnalul clar. Hagi știți ce le dă? Și Dan Petrescu, care... Așa. E greu de lucrat cu el. Da, eficient.
Le dă încredere jucătorului, le dă personalitate. Un jucător de fotbal, dacă nu are personalitate... El cu asta se laudă, că le dă încredere jucătorilor, că stă mult de vorbă cu ei, că îi laudă. Puș, tinere, bravo, hai, facem. El asta spune. Ia uite-te după meciul cu voluntari, articol cu Olăroiu. Cu Olăroiu, cu Olaru, cum îl critică meme-ul. Voluntari, Olaru... Nu, a fost în cursul săptămânii. Știu, dacă să vedem declarația... Și... Au urecheat trei vedete de la FCSB, după victoria cu voluntari. Am văzut faze care nu mi-au plăcut... Nu au fost altruiști în anumite momente la Coman, Olaru și Radunovici, mă refer. Ce e surprinzător, de regulă nu fac asta. Chiar poate să... nu după meci, în următoarele zile. Așa. L-a certat în presă pe Olaru. Mie unul nu mi se pare normal. Am fost jucător, antrenam, să-mi cert sau să urechez sau să discut ceea ce am să-i spun jucătorului meu în presă. Eu pot să-l iau deoparte, că e ședință, că suntem în grup sau că avem o discuție unul la unul, în care ceea ce vreau să-i reproșez, îi reproșez. Bine, el form a venit peste mine și a zis, domnule, Olaru nici nu-l cunoaște păstris. Pe dumneavoastră, da. Aia mi s-a părut dureroasă așa, adică dacă aș fi auzit așa despre mine... Și atunci, v-am zis, dacă, și îmi doresc foarte mult, să câștigăm campionatul, pentru mine e egal. Bucuria e la fel, la fel e bucuria, că am fost lângă echipă sau că nu sunt lângă echipă. În contract aveți un bonus de performanță? Lumea m-a acuzat, antrenorii. 3.000 de euro salariu, din câte știu. Au cunoștințele. Bă, ești mecher. Unii spuneau că am vreo 5.000. Bravo, bă, bară, știi pentru ce suport. Am 1.000. N-aveți 3.000? 1.000. Așa. Acceptam și pentru 500. Acceptam și pentru 500. Doar pentru tăia spate. Și echipa. Și pentru echipa. Și pentru echipa. Atunci vă dați seama dacă în formula asta cu antrenor de cu licența pro, cum o pune el, în ghilimele, unde o pune el, se câștiga campionatul. Cred că niciun doctor din lumea de la urgență nu putea să rezolve pe moment ce stop cardiac se putea face. Ce... Sunteți răutăcios aici. Ce... Sunteți răutăcios. Ar fi făcut o criză de nervi, probabil, că sunteți campionul României și toată lumea v-ar fi lipit performanța asta. Și atunci... Uitați, mă întreabă cineva care a asistat la o scenă, deci omul spune că a fost acolo, dar mă întreabă, mă roagă să vă întreb pe dumneavoastră. Întreabă-l dacă la Galați, Meme Stoica a dat ordin să nu aibă acces Ilie Dumitrescu la banchet unde se sărbătorea salvarea de la retrogradare. Bună întrebare, vă văd pe față că e adevărat. Povestiți-ne un pic. Nu. De ce? Nu, pentru că Ilie e prietenul meu. Păi împreună, nu, n-are rost. Dacă dar măcar ne spuneți că e adevărat sau nu, puteți să nu. Ne spun. Dacă Ilie a contribuit cu noi la... El a fost antrenorul în care în ultimul an am scăpat de retrogradare. Da. Merite are și Ilie. N-am spus că doar eu și Meme. Ok. Merite are și Ilie. Pentru că chiar dacă am făcut noi mai multe extra fotbalistice. Erau mari peștii, adică încăpeau un portbagaj. Ca despre asta e vorba și despre mai e ceva, dar pe aia nu putem să o pomeni. Totuși deci Ilie. Pești așa și formele așa. Totuși Ilie. Da? Nu știu. Nu știți la ce mă refer, nu? Nu. Totuși Ilie. Da. A condus foarte bine echipa. Dar n-a fost la banchet. Probabil. Că probabil că Ilie se grăbea, n-a mai stat în Galați, da? Da. O fi pierdut trenul, poate nu avea mașină la vremea aia, sau l-a așteptat cineva și trebuia să ajungă repede la banchet. Nu a fost. N-a fost. Deci nu a fost la banchet. Dar nici n-aș putea spune că n-a vrut Memeu, sau că n-a vrut Ilie. Dar dumneavoastră, clar l-ați fi vrut.
la banchet pe Ilie. Adică dacă ar fi fost după dumneavoastră și nu întârzia la tren, era, trebuia să fie. Ilie mi-e prieten. Cum să vă spun ceva? Cu Ilie, ce drag să stai de vorbă cu Ilie. La discotecă, în parc. Ai ce să discuți cu Ilie. Da. Și fotbalistice și de ale vieții. Da. Și atunci, cum să nu stai de vorbă cu Ilie? Cum să nu stai de vorbă cu Ilie? Dar v-am zis, nu știu motivul de ce nu a vrut să vină Ilie la, okay, la banchet. Vă pare rău de toată experiența asta? Considerați că v-a afectat povestea asta, imaginea? Da. Da? Eu am trecut pe multe războaie. Niciodată n-am fost un sfânt. Am greșit. Și în fotbal. Am făcut, poate că am făcut toată ceea ce am simțit eu și nu era bine. Am zis să le dea Dumnezeu antrenorilor fotbalist Castrizu. La nivelul locul 3 în clasamentul golgheterilor în Liga 1, 97. Că citeam undeva astăzi articole mai vechi, domnule, un fotbalist mediocru. Eu nu vă țin minte chiar ca un fotbalist mediocru. Sezonul ăla 96-97 cu 16 goluri, locul 3 în clasamentul golgheterilor, chiar unul bun. Bine, și bun. Cum să spun, dacă stai să o analizezi în 3 ani de zile, să analizezi, să te uiți, în 3 ani de zile, am avut undeva la 40 de goluri. 40 da, la Brașov. Da, aia a fost cea mai bună perioadă. Da. Balist mediocru, am refuzat Steaua. Ați refuzat Steaua? Ce an? În anul în care în 99. Mai stați un pic, vă mai țin un pic de vorbă sau vă pregătiți, vreți să plecați undeva? Eu v-aș mai țin un pic de vorbă și despre carieră, nu doar despre FCSB, că nu de asta v-am adus. Și nu că nu mă grăbesc, dar nici să stăm prea mult să... Nu stăm prea mult, dar da, trebuie să vorbim un pic și de... Adică aș vrea să vorbim. Când ați refuzat Steaua? Când? Înainte să plec în Turcia. Am avut soluții, am fost cu Steaua în cantonament. Da? Mihai Stoichiță era antrenor. Eu l-am prins pe Mihai și când s-a apucat de antrenorat, eu l-am făcut antrenor, să-i spuneți lucrul ăsta, la Mecanică Fină, că eram golgheter la Mecanică Fină. Okay. Atunci el lucra cu regretatul Paul Popescu, antrenor bun. Și Paul era secund și noi aveam glumele noastre și el spunea, și acum când ne întâlnim, te-am făcut fotbalist. Nu zic, eu jucam și tu te apucai de antrenorat. Și Mihai era antrenor la Steaua. El mă știa foarte bine și m-a luat la Steaua. Am fost în pregătire cu el la Forba și atunci cred că am făcut o alegere proastă. Și între timp, spre sfârșitul cantonamentului, nu semnasem contractul. Atunci poate chiar că n-am avut caracter. Atunci cred că n-am avut. Nu semnasem. Ei știau clar că pot semna contractul și când mă întorc din cantonament. Spre sfârșitul cantonamentului, penultima zi, mă sună Gigi Mulțescu. Mă zice, Leo, haide că am luat echipă în Turcia și vreau să mergi cu mine. Vii? Da, s-a pus problema de bani. Zic, ce bani îmi dai? Păi, cât crezi tu că e la Steaua? Un leu. Îți dau de 5 ori mai mult. Am avut o ședință acasă, am convocat familie. Mă, ce facem? Da. Turcia e al fotbal, bar mai mult, am plecat în Turcia. N-am jucat foarte mult, n-am știu ceva, n-am fost o perioadă lungă accidentat, după care m-am și lăsat.
Undeva am regretat că... N-ați venit la Steaua. Că n-am venit la Steaua. Vreau să vă mai arăt ceva în final. Avem cronica meciului dumneavoastră de debut în Liga 1, 86, deci atât de mult timp a trecut de atunci, aprilie 86, cu o lună înainte de Sevilla, Steaua se pregătea de meciul cu Anderlecht din semifinalele Cupei Campionilor Europeni și obține, potrivit titlului, o victorie la pas cu Rapid 3-1 în Ghencea, pe un timp noros, teren foarte bun, minutul 85 la Rapid, Cioacă iese, intră Strizu. Da, atunci am debutat eu în divizia 86. Cu câteva zile înainte de meciul cu Anderlecht și acum o să vă spun ceva, știți și dumneavoastră, de fapt, Steaua, înainte de meciurile europene, avea un mic deal cu orice adversară, hai să nu ne rupem picioarele ca să nu avem probleme în meciul european. În meciul ăsta au lipsit așa, 4 jucători de la Rapid, Țâră, Manea, cei mai importanți. Nu cred că s-au accidentat. Eram puști. Nu. Nu știați asta, nu știați mersul. Nu. Eram puști pentru că vis-a-vis de meciul ăla... Mai țineți minte ceva de la meciul ăsta? Vă mai aduceți aminte? Nu, asta vreau să vă povestesc. Vis-a-vis de meciul ăla, 2002-2003, da? Am preluat funcția de... Director sportiv? De director sportiv în prima parte și, pe urmă, am șeful centrului, după care am devenit... Am lucrat cu Gheorghe Gigel, da? Și el a rămas șeful centrului și eu am preluat echipa de, de Liga 3, Liga 2. Da. Și, bineînțeles că m-am reîntâlnit cu Nenea Bombescu. Și... mai făceam miuțe, da, sau mai aveam unele discuții cu Bumbi, cu Iovan. Da. Poți să discuți 2 ani de acum încolo. Și tot nu te plictisești. Uh-huh. Și spun, mă, Bumbi, eu te țin minte pe tine. Tu acum apari un jucător tehnic. Dar și acum am strâmb tendonul. Am jucat și eu 5 minute, el m-a ținut. Și la o fază, la un aut, am încercat și eu debut, să primez mingea. Și a venit Nenea Bombescu. Bineînțeles, el... Eu nu l-a durut niciodată piciorul. Și când dădea în cămătarul. În cămătarul spune aici. Îl dau un ăsta, dau un băiat ăsta. Da. Dar zice, nici nu clipește. Pe mine când a venit și... V-a dat. Mi-a dat una. Dispare. Da. Bine, asta erau intrările lui, bărbătești. Da. Și am zis, vezi că acum, sau cam inversar, orule, vezi că te trec la cea mai mică grupă de copii, da? Și voi avea grijă să nu-ți dau nici mingi, să lucrezi doar parte fizică, că asta ai știut toată viața. Dar uitați-vă în cronica meciului la final, jos, înainte de La Speranțe, cine e singurul cartonaș galben din meci? Ia uitați-vă aici, uitați. Uitați aici, a doua coloană sub, deasupra liniei, scrie la... A, Bombescu. Da, e singurul cartonaș din aici. Bombescu, jucător bun. Dar am spus să multe amintiri plăcute am și cu... și ca fotbalist. Și ce ține una așa de final, o poveste de final ca fotbalist? Povestiți-ne dumneavoastră ceva. Ce vă place să povestiți când stați cu prietenii? Îmi dau nume. Fără nume, categorii. Mă ocupam la Brașov, am zis. Da. Romică, să-i dea Dumnezeu sănătate. Toată lumea, la marea majoritate, l-au condamnat că a făcut, că n-a făcut, dar fără Brașov, Romică a avut o perioadă în partea cealaltă cu Nicolae, dar în rest el a dus greu. Pentru mine, Romică, Jean Pădurean, nu mai spun de Mitică Dragomir. Bă, și alții, poate îmi scapă mie acum. Bă, vremea aia trebuia să faci rost de bani, ca președinte. Da, dar strici un fotbal totuși cu sistemul ăsta. Nu vorbesc de aranjamente. Da. Ceea ce trebuie să facă un președinte. Trebuia să fii umil. Te conducea primul secretar. Alte și altele. Făcea cea mai... Ce făcea, ce nu făcea, aduceau bani,
Să trăiască fotbaliștii. Ok. Dacă mă întrebați ce fotbaliști am avut noi până în 90. Da, e o diferență. Și atunci, eu am tot respectul pentru acești oameni. Iar cu Romica Mainz am avut-o, ca să revin la... Da, fără nume. Poezia care vreau să vă recit. Romica ține arbitrii, ajungeau ei 5, 6, de unde veneau, până la 10. După care el se ducea să culce. Da. Leo... Ocupă-te tu. Ia-i. Dar dumneavoastră jucați a doua zi în meci. A doua, a treia zi. Ok. Și... Ia-i. Eu mi-am știut întotdeauna să... Nu știu cât să de plăcut. Să plăcut, nu? Nu știu cât de plăcut, dar... am avut mulți prieteni. Dar lumea a ținut la mine. Și atunci... Am zis eu în Brașov, și acum am fost la o petrecere. Remember no problem. Așa. N-am crezut că pot să fiu așa iubit, să mă cunoască atâta lume și să nu știam la cu cine să mai mă împart. În fine, mai iubi lumea și mai iubești. Da. Prieteni buni. Atunci parte din brigada a zis, domnule, noi ne culcăm. Ok. Ăia familiști și cu minți. Toți erau familiști. Așa. Și... Așa. Și... Ceilalți? Gigel, să-i dau un nume. Ok. Îmi place numele ăsta, am pe Gheorghe Gigel, prieten. Îmi zice, Leo, mi te-au lăudat ăștia pe aici, că ce poți să faci tu, că... Mă zic, nu știu dacă pot să fac ceva, dar... Zic, tu ce vrei să facem? Vreau să ne distrăm. Distracția e de mai multe feluri. Nu, vreau să ne simțim bine. Bine, mă. Hai. Mergi pe mâna mea? Da, să văd și eu de ce este în stare. Bun. Și... Nu, vrei să mergem la program, la Aro? Erau balerinele acolo, nu? Nu, zice... Cabaret, ce era? Da. Da. Nu, zice... Să fie mai... Mai intim? De, nu, mai de străbălare, mai așa, mai de libertate, așa, stai, te uiți. Aha, striptease. Nu erau cabaret, nu erau striptease okay. Cabaret. Și zic că, bine mă, mergi în discotecă, bă, zic, nu prea cunosc eu în discotecă, dar zic că o să te simți bine. Mers. Ca și program de discotecă, viața începe la 12, chiar dacă se dă drumul mai devreme, dar la 12 începe viața. Da. Și acolo este adevărata viață începe după 4 dimineața. Ok, când after hours. Când se rămâne între noi. Da. Până pe la vreo 2-3, i-a plăcut. Și lume multă. Da. Intrau 1.000-1.500 de persoane în discotecă. Toți erau apropiați ai mei. I-am făcut cunoștință și cu băieți și cu așa mai departe. Lumea care venea, mă saluta, mai venea să stea cu mine la masă și așa mai departe. Bine, bine. El chiar se simțea foarte bine. Și zic, mă, mergem? Nu, mai stăm. Bine, mă. La un moment dat, zice, 3 ceva, 4. Uite, pleacă lumea. Dar zice, mai putem să mai stăm? Zic, de acum începe viața. Cum? Hai să vezi. De la 4 până la 6 a început viața. Adevărata viață. Nu vorbesc de alte prostii. În care melodii pentru noi... Ok. Da. Nu, eu niciodată nu am băut, poate că meu mi-a zis, ia uitați-vă ce față asta de bău, de bețiv, nu știu ce a vrut să refere. Și... Toate bune și frumoase, îi spuneam, bă, vezi că la 5 joc. La 5 după masă. Da, asta era dimineața, pe la 6-7.
Am ajuns direct când se servea micul dejun la hotel. Și zic, mă culc, mă zic, să vezi că o să fiu mort. Nu mai știu cu cine jucăm. Stai liniștit, nu-ți face problemă. El. Bun. Cât că am câștigat. Da. 4-5 etape, vine Romica, zice, vezi că ne arbitrează Gigel. Din nou. Asta era 4-5 zile înainte de meci. Dar știi ce vrea, nu? Ei veneau, jucam duminica, veneau sâmbătă. Uh-huh. A zis, vrea să vină de miercuri. Așa. E doar o mică. E de vreme miercuri. Zis să vină cel de vreme joi, da. Dar cel mai bine ar fi să fie vineri, da. Pentru că îi și place viața, da? Și duce, da. Vorbesc de stat, da. Și mă nenorocesc. Partea finală nu e aici. Așa. Asta ce se întâmpla acasă. Acasă la dumneavoastră? La Brașov. Ah, îmi jucam meciurile de acasă. Ok, am crezut că aveți probleme acasă, că no. Se pas până dimineața. Așa. Arbitrează în deplasare la Galați. Cu cine conducător la Galați? Nu știu cine era. Așa. Gigel. Gigel. Da. Și pe meciul mă faultează unul, o dată, de două ori. Mă, Gigel, ești nebun, nu vezi că de ăsta mie, nu-mi dai nimica? Mai trece o fază. Corner pentru noi, nu dă. L-am prins aproape de mine și Gigel, eu sunt Băleu. Îmi zice, nu-i ziua ta astăzi. Păi și mie mă la începutul meciului. Stătuse și pe la Galați, probabil, venise de joi. Multe, am multe. Vă dați seama și pe la Cunea Jean, Dumnezeu să-l odihnească. Și multe sunt în care sunt distractive, dar ce să zic? Să știți că mai sunteți dator cu o emisiune. Eu vă sunt și dumneavoastră mie cu o emisiune despre orice altceva în afară de perioada asta de la FCSB. Despre fotbalistul român de acum, despre antrenorul român de acum, dar nu despre FCSB. Mai veniți odată? Nu acum, peste o lună, să mai povestim despre experiențele din fotbal? Vin cu cea mai mare plăcere. Sunt multe de povestit, dar... Așa, vreți să mai spuneți ceva? Vreau eu să o spunem ceva. O spunem la următoarea emisiune în care... Ce? M-am băgat cu forța în echipă. Dumneavoastră? Cu forța pumnului sau... Nu! Că mai dădeași cu pumnul, înțeleg. Nu, aia dădeam cu pumnul. Dar cum? Meream după o accidentare. Da. Am început să detaliem. Meream după o accidentare. Așa. Eram titular de bază. Era meci decisiv de promovare. Nu puteam să joc decât maxim 45 de minute. Avusesem discuția și cu doctorul și cu antrenorul în care dacă este nevoie, Leo, pentru binele tău, ar fi bine să nu joci deloc. Dar dacă este nevoie, și mai departe, rezultatul nu ne convine, am promovat în anul. Uh-huh. Intri a doua repriză. A început meciul. Eu pe bancă. Și... în minutul 15, 1-0 pentru oaspeți. Minutul 20. N-am mai rezistat. Și am ieșit la încălzire. Nu mi-a zis nimeni nimic. Da. Antrenorul... Cine era antrenor? Antrenor, vă spun mai mult. Așa. Comunica cu secundul. Există un strigiu să iasă la încălzire? Bă, 7-8 minute, maestre, pregătește. Ce să pregătesc?
Pregătește schimbarea. Era și președintele pe bancă. Președinte, știți ceva cu strisul? Eu-ți fi zis, nu asta. Zic, pregătește schimbarea. Că o fac eu de unul singur. Da. Ca pindilii cu tabela așa. În fine, n-am intrat în prima repriză. Da. Am dat și m-am gândit și așa mai departe. Oricum câștig de cauză. Da? Am făcut schimbarea. La pauză. La pauză am zis că s-o frică? Nu, la pauză am făcut-o. Am intrat, am dat gol, am scos 11 metri, am bătut, am întors rezultatul. Îmi dau seama că am zis, orice le doresc la antrenorii de fotbal, poate jucător ca Strizu, dar să n-aibă tupeul lui Strizu. Vreau să mai întreb o chestie în final, în final. După o împăcare și o nouă dezbinare, credeți că vă veți mai împăca vreodată cu Mihai Stoica? Când veți fi un pic mai bătrân și vă veți întâlni pe stradă și cu niște vorbe lacrimogene aproape. Dom'le, ne-am certat, hai să facem pace. Nici nu trebuie să ajungem la vorbe lacrimogene, pentru că v-am zis, eu dacă... Ați mai ierta încă o dată? Asta vreau să vă întreb de fapt. Eu și acum. Da? Eu, dacă am vorbit de MMA-ul, sau da, vorbesc despre MMA-ul, eu încerc să vorbesc caracterul lui MMA-ul, da? Și ce face MMA-ul, da? Da. El m-a atacat, eu nu știu dacă m-a atacat cu față. Da, dacă eu încep să vorbesc, ceea ce nu vreau să fac așa ceva, și aduc o aminte de comportamentul lui, pe unde am fost, vis-a-vis de mine, vis-a-vis de prietenii noștri, nu ne ajung trei emisiuni. Nu ne ajung trei emisiuni. Poate am pomenit acum una și îmi pare rău, când l-am introdus și pe el, grupul meu de prieteni, și l-am dus la discotecă, la nouă probleme, pentru că... Povestea cu pantoful? Și... O mai fi purtat pantofia vreodată după și... ce nu. Deci, oricând, și mâine, și poimâine, niciodată nu o să ezit, dacă are plăcere să mergem să stăm de vorbă, să bem o cafea... Faceți asta. Cu cea mai mare plăcere. Că nu va mai fi o relație cum a fost ea prima dată, corect. Dar mă duc cu sufletul deschis și să povestim la o cafea sau ce Dumnezeu e la o băutură răcoritoare ruptura asta și situația asta care am avut-o la Steaua. Dar fără nervi, fără reproșuri, absolut, râzând. Că ne vom întâlni, cum ne vom întâlni, v-am zis, niciodată nu o să am dușmanie sau să încerc sau să-mi treacă până cap să-i fac rău. Niciodată, din punctul meu de vedere. Mulțumesc mult pentru prezența în dimineața asta. Vă doresc sănătate și baftă. Ce faceți? Ce o să faceți? Ce de acum? Că nu v-am întrebat. Găsim. Da? Business? Mai aveți business? Găsim, nu e o problemă. Ok, mulțumesc mult, spor în ce faceți. Toate bune, să ne revedem cu bine, să povestim despre carieră. Ați rămas dator, vă rămân eu dator dumneavoastră mie. A fost GSP Live, ne revedem mâine dimineață. Costel Pantilimon, invitat la GSP Live la 91 minut. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport. O zi bună, pe mâine, toate bune.